Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit mini pavlov. Vreau să vă spun că acest tort este minunat, delicios și se face foarte rapid și nu este nimic complicat. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să puneți un like, să dați un share, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. 6 albușuri la temperatura camerei, 300 de grame zahăr, 2 lingurițe amidon de porumb, jumătate de lingură extract de vanilie, jumătate de lingură suc de lămâi. Când vă spun jumătate de lingură, este lingură mare pe care mâncăm noi supă. Pentru cremă avem nevoie 200 ml frișcă, 33% grăsime, 2 linguri de zahăr pudră, puteți să puneți și mai mult după gustul vostru, jumătate de linguriță extract de vanilie și 300 de grame căpșună proaspăt. Cremă puteți să faceți frișcă cu cremă de brânză sau frișcă cu mascarpone sau brânză de casă, da? Dar să nu fie sărat. Puteți să puneți în blender cu frișcă și o bateți cu blenderul, adică brânza să fie mărunte. Și tot este foarte delicios. Cum doriți voi. Metode sunt: separăm ouăle, albușurile le punem în bolul de la mixer, iar gălbenușurile le punem într-un alt bol și le puteți folosi la o altă rețetă. După ce am separat albușurile, le mixăm până când sunt spumoase, fără sare, fără zahăr, fără nimic. La mine a trecut în jur de un minut, o minută și jumate. Priviți cât de spumoase sunt, cum arată. Așa trebuie să fie și la voi. Și acum începem să mixăm și adăugăm zahărul. Puțin câte puțin adăugăm zahărul. După ce terminăm de adăugat tot zahărul, mărim viteza și mixăm timp de 10 minute. La mine a trecut în jur de 10 minute. Priviți cum trebuie să arate. Este foarte lucios. Iată așa trebuie să fie și la voi. Cum stă în sus. Și acum adăugăm sucul de lămâie, extractul de vanilie și amestecăm totul bine. După ce am amestecat bine sucul de lămâie și cu extractul de vanilie, la urmă adăugăm cele 2 lingurițe amidon de porumb și le încorporăm și pe ele bine. Amestecăm iată așa cu mișcări largi, din jos în sus. Asta este tot. Priviți ce compoziție trebuie să fie. Eu am pregătit aici un săculeț și am pus iată așa forma steluță. Forma steluței este mare, nu mică. Și acum punem în săculeț. Am aici o tavă pregătită și pe ea am pus hârtie de copt. Desigur, nu o ungem cu nimic și facem mini plav. Așa, vedeți, în mijloc lăsăm puțin loc. Și asta este tot. Prima tavă, mini plavurile noastre sunt gata. Le dăm la cuptor. Cuptorul trebuie să fie încălzit la 140-150 de grade, dar depinde de cuptorul vostru. Eu le pun la 150 de grade și le las pe o oră și 10-15 minute, apoi opresc cuptorul și le las încă 30 de minute în cuptor, cuptorul stins. Dintre această proporție se primesc foarte multe mini pavlov, dar vreau să vă spun că puteți să faceți și bezele. Iată eu ultima tavă, am făcut-o iată așa cu bezele. N-am făcut niciodată, dar încercăm, de ce nu? Trebuie să fie ok. Eu am scos din cuptor, la mine au stat o oră și 15 minute la 145 de grade, pe urmă eu am oprit cuptorul și a mai stat încă 30 de minute cuptorul stâns și ușa închisă, nu deschisă la cuptor și sunt gata. Iată aici a doua tavă. Se scot foarte ușor. O tavă eu am copt pe covoraj de silicon, iar altă tavă doar pe hârtie.
Uite, acesta este așa micuț, am făcut. Se scoate tot ușor. Și aceștia tot. Îi lăsăm puțin să se răcorească. Și cât se răcorește, pregătim cremul. Eu am scos și bezelele din cuptor. Priviți cum s-au primit. Arată super, eu cred. În bolul de la mixer adăugăm frișca, zahărul pudră și extractul de vanilie și mixăm timp de 2-3 minute. Cremul nostru este gata. Eu voi pune cremul într-un săculeț. Și acum împlem mine Pavlușa, iată aici așa, în gropița aceasta, punem din cremul nostru delicios. Căpșunile trebuie să fie spalate și uscate, le tăiem iată așa, dar nu până la capăt și lângă codiță presăm iată așa căpșuna și ea se deschide iată așa frumos. Și decorăm iată așa cu ele deasupra. Priviți cât sunt de minunate și se primesc foarte multe. Din proporția care eu vă dau, se primesc 25 de pavlo. Dar vreau să vă spun că, după cum știți, eu am făcut și atașa zemfire, că a mea le mănâncă ca pe răsărită. Dar voi, dacă veți face numai pavlo, se primesc 25. Și degustarea, ca de obicei, la toate bunătățurile le face ele. De fapt, toate. Ne-am mai pomenit. Eu nu voi face degustarea, că deoarece pentru mine este ora prea târzie, dar acești din casă nu se supără că vor avea cu unul sau cu două în plus. Sunt foarte delicioase, se topesc în gură. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă. Bye, bye!